În primul rând, simt să vă mulțumesc pentru invitația de a fi împreună cu voi astăzi în cadrul acestui frumos, dar și important eveniment, deschiderea Centrului de Sănătate Năpădeni. Eu sper foarte mult că acest edificiu va aduce multă, multă sănătate locuitorilor din Năpădeni, dar și a celor care urmează să deservească în acest Centru de Sănătate. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au muncit, atât la lansarea ideii, cât și la implementarea acestei idei, să doresc colectivului care urmează să-și desfășoare activitatea în acest nou edificiu, modern edificiu, succes, să fiți și voi sănătoși ca să oferiți sănătate și de ce nu, să ne vedem într-o perioadă cât mai apropiată când vom deschide și alte sau vom finaliza alte proiecte atât de importante pentru o viață mai bună pentru noi toți. Aveți o localitate frumoasă, oamenii sunt frumoși după cum vedem, așa că avem toate cele necesare pentru ca să sperăm și să credem în succesele noastre de viitor. Încă o dată, mulțumesc tuturor celor care au muncit, felicitări tuturor pentru această frumoasă realizare și toate cele bune pentru perioada de viitor. Deci în momentul în care a fost preluată guvernarea de la comuniști în 2009, în septembrie 2009, noi ne-am propus scopuri foarte clare, având priorități. Educația, sănătatea și infrastructura rutieră, asigurarea cu apă potabilă, deci în concluzie, condiții de viață bună pentru cetățenii din Republica Moldova. În acest sens, nu doar am trasat obiective, dar și am muncit, atrăgând în acest proces și parteneri. Astăzi suntem aici la Năpădeni, unde este dat în exploatare, ceea ce înseamnă că oamenii vor începe să beneficieze de servicii de sănătate. Acest centru de sănătate, care face parte din numărul de 78 de centre la nivel de țară. Este un efort comun, avem în implementarea acestui program parteneriat cu Banca Mondială și de fapt avem un exemplu că se poate. Aceste condiții categoric vor spori sănătatea celor care vor beneficia. Iar beneficiarii vor fi circa 3.000 de locuitori ai localităților Năpădeni și limitrofe.